Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un presupus atac chimic în Siria, care a ucis peste 60 de oameni, inflamează spiritele între Statele Unite și Rusia. Moscova a sărit în apărarea regimului de la Damasc, iar aceasta l-a determinat pe Donald Trump să amenințe cu rachete. O familie cu trei copii din Hâncești a rămas fără casă după ce aceasta a fost mistuită de flăcări. Tânăra familie cere cu disperare ajutor. PC-ul din spatele unei școli din Cărpineni arată groaznic, fără uși, fără lavoar și cu mătura în colț. Școala are totuși un WC modern, doar pentru profesori și pentru pici, spune Levi. Un reportaj la temă în jurnal. Cel puțin 257 de oameni au murit urmarea unui accident aviatic produs în Algeria. Avionul aparține armatei, iar majoritatea victimelor sunt militari. Accident tragic în satul Răuțel, raionul Fălești. Trei persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital după ce o motocicletă care circula cu viteză a intrat într-un microbus, după care a fost proiectat într-un gard, lângă care mai erau mai multe persoane. Tragedia a avut loc aseară. Motocicleta condusă de un tânăr din Bălți se deplasa cu viteză excesivă. În urma impactului, conducătorul motocicletei, un tânăr în vârstă de 26 de ani, dar și pasagerul acestuia, o tânără în vârstă de 19 ani, au decedat la fața locului. Ambii sunt locuitori al municipiului Bălți. Totodată a fost accidentat mortal și un bărbat în vârstă de 77 de ani, care se afla pe marginea carosabilului. Menționez că conducătorul microbusului nu se afla în stare de ebrietate. Acesta este un bărbat de 34 de ani și este din satul Răuțel. Oamenii din sat sunt îngroziți de cele întâmplate și spun că de vină ar fi șoferul decedat al motocicletei, care pur și simplu zbura pe traseu. Eu m-am dus la salat în Cherim și când m-am dus de măvară era. Și erau asta, două trupuri și nu mai știu că au fost tare mari. Zice că patru erau morți, dar de m-am auzit că una e reanimat și tare bolnav. Poate da domnul și-a scăpat, dar zice că nu, n-are de unde. S-a omorât un om care de 76 de ani, care a făcut lucrat la cimitir, s-a spus că lui a fost la mormânt. Și a făcut curățenie, ține acasă, trotuar și om... Sora lui. S-a rupt piciorul, ori nu știu acolo, dar el a decedat. Să auzim cum motocicleta aceea merge, cum, după motor. Eu am înțeles că e merge la viteză maximă. Poliția nu a anunțat care dintre șoferi se face vinovat de producerea accidentului. Cei mai numeroși, dar și cei mai bogați din Parlament. Anul trecut, unii democrați au devenit proprietarii unor mașini de lux, iar alții s-au ales cu bunuri de milioane de lei primite ca donații. Sunt și parlamentari care au trăit doar din salarii. Cel puțin asta indică și poporului în declarațiile de avere. Potrivit TV8.md, în 2017, democratul Vladimir Andronachi a câștigat peste 2.700.000 de lei din darea închirii a mai multor spații comerciale. A primit și salariul anual de deputat de peste 156.000 de lei, dar și compensații mărime de 64.000 de lei. Andronachi declară alți 635.000 de lei pe care îi păstrează în conturile bancare. S-a ales anul trecut cu un Land Rover fabricat în 2017, evaluat la aproape 57.000 de euro. Deputatul mai are însă în posesie și un Hyundai Santa Fe fabricat în 2016. În declarația de avere indică două apartamente, unul fiind de peste 200 de metri pătrați. Și-a mărit averea și Raisa Polski, nașa de cununie a președintelui PDM Vlad Plahotniuc. Deputata și-a cumpărat anul trecut un apartament de 110 metri pătrați cu puțin peste 800.000 de lei, adică 360 de euro pentru un metru pătrat. A ridicat un salariu de 170.000 de lei, dar și o indemnizație de 14.000 de lei. În același an a câștigat 744.000 de lei din vânzarea unui bun. Raisa Polski mai deține o casă, un teren intravilan de aproape 13 ani și o Toyota RAV4 din 2014. Se poate lăuda cu două achiziții și democratul Constantin Țuțu. Anul trecut, sportivul deputat a intrat în posesia unui teren intravilan, dar și a unui Mercedes în valoare de 80.000 de euro și a vândut însă celelalte două Mercedes-uri cu 1.500.000 de lei. A primit și donații în mărime de peste 300.000 de lei. N-o duc deloc rău nici alții aleși ai poporului.
De exemplu, popular europeanul Ștefan Creangă, deși a obținut în 2017 un salariu de 170.000 de lei și a cumpărat mașini și imobile de 2 milioane de lei și a luat mai exact un Jaguar de 48.000 de euro și un spațiu comercial cu 200 de euro pentru metru pătrat. Creangă a spus anterior că este vorba de un contract investițional de 2 ani. S-au ales cu mașini noi și apartamente la prețuri preferențiale și socialiștii. Corneliu Furculiță, de exemplu, și-a cumpărat un teren intravilan de 4 ari cu 67.000 de lei și a primit în folosință o mașină Skoda Kodiaq. A ridicat 158.000 de lei din salariu și o indemnizație de 64.000 de lei. A câștigat și 125.000 de lei din vânzarea unei mașini Toyota Auris. Achiziții mai modeste au înregistrat anul trecut liberalii. Cel puțin asta indică în declarațiile lor de avere. Deputatul Petru Cosoi și-a cumpărat o Toyota Prius cu 96.000 de lei și două terenuri extravilane. S-a ales cu o mașină și Lilian Carp, o Skoda Roadster de 80.000 de lei. Nu și-au cumpărat mai nimic în 2017 comuniștii. Majoritatea au trăit din salarii și pensii. Unii au declarat totuși conturi cu sute de mii de lei. Printre aceștia și Vladimir Voronin. Acesta are la bancă 2 milioane de lei. Anul trecut, comunistul a ridicat un salariu de 89.000 de lei, dar și o pensie de președinte de 139.000 de lei. Soții Voronin dețin 7 terenuri de aproape 4 hectare, 2 case de locuit, un garaj și un apartament de 232 de metri pătrați. Modești în declarațiile de avere au fost și liberal-democrații. Președintele fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, a ridicat un salariu de 170.000 de lei din funcția de deputat și alți 34.000 de lei de la Academia de Administrare Publică. Parlamentarul a avut și o pensie de 23.000 de lei. Soții Deliu dețin 2 apartamente, dar și o mașină Toyota Avensis din 2012. Averile declarate ale tuturor deputaților pot fi găsite pe site-ul tv8.md. Cel puțin 257 de oameni au murit în această dimineață într-un accident aviatic produs în Algeria. Un avion al armatei s-a prăbușit la scurt timp după ce a decolat de la baza aeriană Boufarik, aflată la 30 de kilometri de capitala statului african. Potrivit presei locale, care citează oficial din Partidul de Guvernământ din Algeria, 26 de persoane aflate în avion erau membri ai Frontului Polisario, o mișcare separatistă din Sahara Occidentală, teritoriu revendicat și de Maroc. Imaginele de la locul accidentului surprind un fum dens care iese din navă. Mai mulți oameni au sărit în ajutorul victimilor accidentului aviatic. Presa locală scrie că peste 300 de lucrători medicali au venit la fața locului. Nimeni însă nu a supraviețuit. În urmă cu 4 ani, un alt avion militar s-a prăbușit în Algeria. Atunci au murit 77 de persoane. Ca și Igor Dodon, care a declarat în campania electorală din 2016 că vrea să fie președintele tuturor și candidatul pun la șefia capitalei, Constantin Codreanu, spune că dacă va fi ales, va fi primarul tuturor. Codreanu și-a prezentat astăzi programul de activitate în centrul capitalei, alături de Traian Băsescu și alți politicieni de peste Prut. Vreau să fiu un primar care unește. Deputatul român și-a prezentat programul de activitate în centrul capitalei, în același loc unde acum câteva zile Dorin Chertoacă și-a prezentat raportul pentru cei 10 ani de activitate în funcția de primar de Chișinău. Evenimentul a avut loc chiar în fața cortului instalat de Silvia Radu, unde sunt colectate semnăturile necesare pentru înregistrarea în cursă în calitate de candidat independent. Codreanu a promis că va atrage investiții străine pentru a deschide cantine sociale sau pentru a construi parcări moderne. Spune că printre priorități se numără și modernizarea transportului public, deși a venit la eveniment cu mașina. L-am însoțit pe domnul președinte Băsescu cu mașina dânsului. Am venit, dar de obicei, spre deosebire de alți candidați, îmi place să călătoresc cu troleibuzul. Să-l susțină pe Codreanu au venit câțiva colegi din Parlamentul de la București, câțiva viceprimari români, dar și primarul de la Iași. Dumnealui a spus și a promis acest lucru. Trebuie să fie primarul tuturor. Tot astăzi a fost prezentat și candidatul Partidului Unității Naționale la șefia primăriei de la Bălți. Președintele de onoare al formațiunii, Traian Băsescu, i-a cam greșit însă numele. Sergiu Burlacu, candidatul nostru la Bălți. Primarii din Moldova să spună câteva cuvinte și ei legate de susținerea pentru Constantin Codreanu și pentru Sorin Burlacu. Sergiu Burlacu are 27 de ani și este originar din Bălți. Nu are însă experiență în administrația publică locală. Spune că s-a ocupat de administrarea unei afaceri.
să le demonstrăm că anume prin apropiere cu România vom putea aduce bunăstare locuitorului orașului Bălți. Și partidul nostru și-a anunțat astăzi candidatul pentru funcția de primar de Bălți. Este vorba de consilierul municipal Nicolae Grigorișin, cel care a asigurat interimatul funcției după demisia lui Renato Usatăi. Și-a mai anunțat intenția de a participa la alegerile locale de la Bălți socialistul Alexandru Usatăi, candidatul independent Boris Marcoci, dar și Arina Spătaru din partea partidului Platforma Da. Între timp, la Chișinău, în cursa electorală au fost înregistrați oficial 6 candidați: liberalul Valeriu Munteanu, liderul PPD Andrei Năstase, candidatul partidului Șor Regina Apostolova, Vasile Costiuc din partea partidului Democrația Acasă, Alexandru Roșco, înaintat de formațiunea Casa Noastră Moldova, și socialistul Ion Ceban. Vor să fie candidați independenți primarul interimar Silvia Radu, expertul Sergiu Tofilat și activista Maia Laguta. Dosarele pot fi depuse până pe data de 19 aprilie. Angajații Centrului de Sănătate Publică din Chișinău și persoanele care i-au pășit astăzi pragul au fost evacuate de urgență dimineață. Asta după ce s-a declanșat alarma în cadrul unui exercițiu de simulare a unui incendiu. La acest semnal, peste 300 de persoane au ieșit organizat din instituție. Sunetul prelungit al sirenei i-a mobilizat pe oameni să părăsească clădirea în mai puțin de 3 minute. Am ieșit că am auzit alarma și credeam că ceva s-a întâmplat și am ieșit repede. Așteptăm mai departe ce situația să fie. Personalul medical susține că știe cum să se comporte în astfel de situații. Unii s-ar concentra și ar începe să gândească. M-aș concentra din tăi care e situația de risc. M-aș concentra în tăi și m-aș gândi. Aveți timp să vă concentrați atunci? Ei, cum? Nu prea mult timp, dar totuși o reacție trebuie să fie și cât mai accelerată ca să știi cum să procedezi. Dacă este, de exemplu, incendiu, fum, luăm o cârpă umedă, o punem la gură, ne stupăm ochii cât maxim posibil. Dacă e pe scări, vedem care scar este mai accesibil, coborâm repede, ieșim afară încet, să nu ne aglomerăm, să nu ne călcăm în picioare. Deși recunoaște că astfel de aplicații nu au mai fost organizate până acum, șefa centrului spune că angajații s-au mobilizat rapid. Au părăsit clădirea în 2 minute și 47 de secunde. Să sperăm că instruirea aceasta va fi benefică, dar nu vom avea nevoie să o utilizăm. Până la moment lipsește o instalație sonoră care ar avertiza despre evacuare. Probabil în viitor apropiat ea va fi instalată. În rest, vreau să vă spun că evacuarea s-a produs rapid. Centrul de Sănătate Publică Chișinău are aproximativ 400 de angajați. Simularea de astăzi a avut loc urmarea tragediei din Chemerovo, acolo unde au ars de vii 64 de oameni într-un centru comercial. O persoană necunoscută a pus pe jar organele de forță și angajații unei bănci din capitală. Individul a sunat la poliție și a spus că banca ar fi minată. Alarma a fost una falsă. Clienții s-au supărat că o glumă proastă le-a dat programul peste cap, ei fiind nevoiți să aștepte mai multe ore la ușa băncii. Individul a sunat la poliție la ora 11. Imediat, banca a fost încercuită, toate operațiunile financiare au fost sistate, iar oamenii au fost evacuați. Angajații băncii au refuzat să vorbească despre cele întâmplate. Ce s-a întâmplat? Ce v-ați spus? Nu, întrebați poliția, nu pe mine. Nu ne-am mai speriat, acestea sunt niște farse. Dar vă credeți cine a glumit? În urma verificărilor s-a constatat că apelul este fals. Mai iritați au fost clienții băncii care au fost evacuați fără să li se spună nimic, iar ulterior a trebuit să aștepte ore în șir ca să-și poată încheia tranzacțiile. Eram în bancă și au spus să ieșim afară și gata, să ne evacuăm. Почти нас обслужили, но и документов не успела взять, попросили выйти, мы не в курсе, раз просят, мы и вышли. А теперь, говорят, аж до двух документов не дадут, а наш товар прибыл на таможню. Poliția urmează să stabilească identitatea autorului alertei false. Acesta ar putea ajunge după gradii pentru cel puțin 2 ani. Este a doua alarmă falsă cu bombă din această săptămână. Ieri ținta a fost sediul judecătoriei Chișinău. Depreciere dramatică a rublei în Rusia, care poate lovi și economia Moldovei. Nu mă afectează, sunt foarte bucuros că cade toată economia Rusiei. Lasă cadă dracului, că de acum nu mai știm și noi cum scăpăm de ei. Cum e mai bine să ne păstrăm economiile ca să nu fim totuși afectați, vă spunem în jurnal.
O familie cu 3 copii din Hâncești a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce acum 2 săptămâni le-a ars casa. Drama este și mai mare, deoarece tinerii au de achitat și un credit luat pentru procurarea locuinței. Deci sunt încet lucrurile în partea asta, deja parcă s-a oprit, s-a început în partea asta. Îi spuneam mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat noaptea, că e mai mult ca probabil nu ne mai trezea. Focul a izbucnit într-o seară la doar câteva minute după ce familia a intrat în casă. Din fericire, ambii părinți și cei 3 copii au scăpat nevătămați. Locuința le-a fost însă aproape devastată și s-ar putea prăbuși în orice moment. Incendiul a fost provocat de un scurt circuit care s-a produs din cauza firelor electrice vechi. A fost nevoie de doar câteva secunde, timp în care flăcările au distrus cea mai mare parte a acoperișului. Iar din cauza cantității mari de apă folosite pentru stingerea incendiului, tavanul din lut s-a înmuiat și s-a surpat. Cum mers o mașină și jumătate de apă a pompierilor. Și s-a răzmuit, fiindcă aici înăuntru era foarte multă apă, era până la glezna apă. Aici era masa cu scaunele și aici pregăteam mâncarea, aici am acoperit acum. Și aici frigiderul și mașina de spălat stătea. Am reușit să scoatem, dar nu știm în ce stare sunt, pentru că toată apa a venit peste ele. Pentru reparația locuinței familiare are nevoie de aproape 200.000 de lei, o sumă uriașă pentru Andrei, care lucrează profesor de educație fizică. Electricitatea pe toate case trebuie schimbat deja, pentru că aici erau firele, erau uniturile chiar pe mijloc. Asta trebuie electricitate de schimbat, trebuie tavanul de schimbat și inclusiv și acoperiș. În plus, familia trebuie să întoarcă și câteva credite, inclusiv cel pentru casă. Creditul a fost luat de soacra, peste hotare. Noi 10 ani stând la gaz, dar mă ia iarăși pe la gaz. Pentru mine, ca mamă, ca soție, ca gospodină, pentru mine este un dezastru. Tinerii fac apel la cei care vor să-i ajute să-i contacteze la numerele de telefon afișate pe ecran. Rusia și Statele Unite sunt din nou pe baricade. De această dată, tensiunile dintre cele două mari puteri mondiale au la bază un presupus atac chimic în Siria, în urma căruia peste 60 de oameni, inclusiv copii, și-au pierdut viața. Statele Unite acuză de acest atac autoritățile siriene și au amenințat că vor lovi militar Siria. În replică, președintele rus ar fi declarat că rachetele americane vor fi doborâte, iar aceasta l-a determinat pe Donald Trump să-și radicalizeze și mai mult mesajul împotriva guvernului de la Damasc. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU a declarat că rezoluția propusă de țara sa este minimum pe care Consiliul îl poate face ca răspuns la atacul de sâmbătă asupra unei regiuni siriene. În replică, reprezentantul Rusiei a acuzat Statele Unite că această rezoluție este doar pretext pentru SUA de a justifica acțiunile ulterioare pe care le planifică în Siria. De ce v-am mecanismul când vă уже назначили виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите. Не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Respectiv, Rusia s-a folosit de dreptul de veto și a votat împotriva documentului propus de americani, la fel ca Bolivia. Ambasadorul rus a venit la rândul său cu alte două proiecte privind anchetarea atacului din Siria, însă acestea nu au acumulat numărul necesar de voturi. Tensiunile au loc după ce zilele trecute președintele american a amenințat că ar putea ordona un atac militar ca reacție la presupusul bombardament chimic produs sâmbătă în localitatea Doma și care a luat viața 60 de oameni, iar peste 500 s-au intoxicat, potrivit estimărilor OMS. La rândul lor, Franța și Marea Britanie au anunțat că așteaptă o concluzie a experților despre cine se face vinovat de acest atac și dacă într-adevăr au fost folosite arme chimice. Mai apoi, cele două țări își vor anunța poziția față de intenția americanilor de a interveni militar, pedepsind Siria. Între timp, un medic sirian a declarat sub protecția anonimatului că atunci când au fost aduși după atac, oamenii miroseau a clor. Everyone who had a cough, a bloody cough, after they had died, one of them was my patient who were about 35, I tried to save them.
Administrația de la Damasc a negat orice implicare în atacul produs și a propus trimiterea unei echipe internaționale pentru efectuarea anchetei. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, țară care susține guvernul de la Damasc, a declarat că deocamdată Vladimir Putin nu a programat vreo discuție telefonică despre situația din Siria cu liderii Statelor Unite, Franței sau Marii Britanii. În schimb, conform Reuters, ambasadorul Rusiei în Libia, Alexandr Zasipkin, ar fi menționat că orice rachetă lansată de Statele Unite către Siria va fi doborâtă, iar bazele de lansare vor fi atacate. Acest comentariu l-a înfuriat la culme pe Donald Trump, care a scris pe Twitter că rachetele americane vor veni deasupra Siriei, drăguțe, noi și inteligente. Asociația Promolex cere Procuratorii Generale să se autosesizeze și să investigheze publicarea pe rețea de socializare a unor mesaje de amenințare la adresa unioniștilor. Experții asociației califică mesajele ca fiind instigatoare la vrajbă și dezbinare națională. Organizația se referă la o pagină de Facebook pe care recent a fost publicată o imagine simbol cu un chip de om atârnată de un ștreang pe care scrie Unirea. Imaginea este însoțită de o descriere în limba rusă în care persoanele cu viziuni unioniste, numite fasciști unioniști, sunt amenințați cu spânzurătoarea după alegerile parlamentare. Codul penal al Republicii Moldova conține o infracțiune expres care se referă la asta, cum este atustarea la vrajbă de dezbinare națională. Respectiv, articolul 346 interzice acest fel de comportament, inclusiv prin promovarea mesajelor publice, prin intermediul presii sau altor forme. Reprezentanta Procuraturii Generale, Maria Vieru, a comunicat pentru TV8 că nu a recepționat deocamdată o asemenea solicitare din partea Asociației Promolex. Potrivit asociației, pagina respectivă se asociază cu președintele Igor Dodon. Juriștii solicită acestuia să se disocieze de aceste mesaje nocive care îndeamnă la violență și să intervină cu o poziție oficială în calitate de garant al statului de drept și al respectării drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Deocamdată, Igor Dodon nu a reacționat. O încăpere mică din piatră din perioada sovietică, fără uși, cu câteva găuri în pământ, despărțite de niște pereți murdari și o mătură veche în colț. De această priveliște au parte elevii gimnaziului din Cărpineni atunci când merg la veceu. Deși în școală este un veceu renovat, copiii încă își mai fac nevoile la toaleta din ograda gimnaziului. Dă-i ploaie, vânt, zăpadă sau toate trei luate împreună, copiii trebuie să meargă la veceul din curtea școlii, aflat la o distanță de peste 100 de metri. Asta deși în școală este un veceu renovat cu toate condițiile. Acolo însă au acces doar profesorii și micuții, spun elevii. La veceu unde merg? Aici, după școală. În școală îți dau voie numai la aici mici și profesori. Îmi cer voie la profesori. Așa? Și unde mergi? Afară. De ce? Mai bine. Tu la veceu unde mergi, afară sau la în școală? Afară. De ce? Deoarece e mai simplu, mai plăcut. Pe de altă parte, directoarea gimnaziului spune că elevii merg la toaleta din curte doar atunci când afară este cald. Avem și un veceu afară care a rămas de pe timpuri și copiii, când este cald afară, merg și la veceul din curte. Dar în genere noi avem veceul în centra gimnaziului. Avem apă caldă, detergenți, copiii au toate condițiile. Ea a precizat însă că veceul de afară este folosit și pe timp de iarnă. Iarna afară nu merg la veceu. Merg cei care doresc să meargă. Copiii mai mari, îndeosebi, merg la veceu și afară, pentru că veceul nu este închis. Iar în ceea ce privește condițiile dezastruoase și antisanitare, directoarea ne-a oferit și o explicație. Avem personalul auxiliar care este responsabil zilnic, trebuie să meargă și să facă curățenie în viceu. Dacă dumneavoastră ați venit acum când este practic sfârșitul zilei, probabil că ceva lasă de dorit. Reacția primarului din localitate, Ion Cărpineanu, nu s-a lăsat mult așteptată. După ce pe o rețea de socializare au fost postate câteva fotografii cu toaleta din ograda școlii, acesta a spus că ea nu a fost demolată deoarece drept de dispoziție asupra acestor imobile îl are Consiliul Local, iar el nu este consilier pentru a emite decizii cu privire la demolare. Într-un alt comentariu, Cărpineanu a spus că dacă va avea o decizie a Consiliului, va demola monumentul. Până atunci, va fi atracție pentru știri. Gimnaziul din Cărpineni este frecventat de 130 de copii.
Începând de astăzi, consumatorii care vor considera că le-au fost încălcate drepturile sau vor depista nereguli legate de calitatea produselor alimentare vor putea transmite prin Viber petiția Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. De asemenea, magazine vor fi amenajate boxe speciale în care cumpărătorii nemulțumiți vor putea lăsa plângerile. Anunțul a fost făcut de către directorul ANSA în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit șefului ANSA, noile măsuri au fost introduse urmare a numărului tot mai mare de sesizări venite la agenție din partea consumatorilor. Noi am considerat oportun să mai venim cu o serie de noi pârghii care le va permite consumatorilor să se afle în contact permanent cu noi. Responsabilii de la ANSA spun că petițiile trebuie să conțină informații verificabile, inclusiv bonul de plată în formă electronică sau anexat la plângerea lăsată în boxele din centrele comerciale. Blanchetele de petiții sunt recomandate să fie atașate, așa, un buzdărel lateral la acesta. Ele sunt atașate aici ca utilizatorul sau peticionarul să aibă posibilitatea de a o scoate și a o îndeplini pe loc și a o pune în urna de peticionare. Oamenii spun că au fost mințiți de foarte multe la cumpărături, nu cred în sinceritatea autorităților care vrea să facă regulă în acest domeniu și spun că acțiunile ANSA sunt populiste. Știu, este un PR mai mult, spre regret. Asta este realitatea. De obicei, când te adresezi la ei, ei se străduie un pic să, cum să vă explic, se detașează de problemele consumatorilor. Adică ei se străduie într-un fel să rezolve, dar să ia atitudine mai puțină. Am procurat un fierbător și în timp de 2 zile mi s-a stricat un buton. Mi-au spus că eu singur l-am stricat. Mi-am dus la expertiză și la expertiză mi-au spus că da, sunt semne că ați umblat, dar eu de fapt n-am umblat. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, poate el de la început a fost așa eu. Cele mai frecvente încălcări denunțate de consumatori țin de calitatea produselor alimentare, nerespectarea termenului de valabilitate și prestarea serviciilor necalitative. Deprecierea dramatică a rublei în Rusia ar putea afecta și Moldova. Totuși, experții spun că deocamdată nu putem vorbi de un impact puternic asupra economiei moldovenești. Oamenii reacționează diferit la ceea ce se întâmplă pe piața valutară din Rusia. Unii sunt indiferenți, iar alții au început să schimbe rublele pe care le au. Și toți liem, și toți rublăm, bezradiți, iată. Nu mă afectează, sunt foarte bucuros că care toată economia Rusiei. Lasă cadă dracului că de acum nu mai știm și noi cum scăpăm de ei. Eu sper că toți care lucrează în Federația Rusă se vor întoarce acasă. Конечно, nu vreau, pentru că у меня в Москве у дочери муж. И вот он высылает деньги. На прошлой неделе был 29, а сейчас уже 24. И вот как их менять? Это ж целый 100 лей. И вот что теперь делать, не знаю. Кирилл, требуем наоборот спеск. Eu am schimbat toate rublele. Impactul asupra conaționalilor noștri care primesc bani din Rusia va fi minor, spun experții. În schimb, cei mai vulnerabili sunt exportatorii moldoveni dependenți de piața rusească. Efecte negative asupra economiei din Republica Moldova se vor fi simțite doar atunci când rubla va trece pragul de 70 de ruble pentru un dolar. Pentru agenții economici va fi mai simțitor, pentru că un agent economic când vinde volume mari, face exporturi în volume mari, bineînțeles că fiecare bănuț este dureros, deci, pentru buzunarul lui. Tot ce posibil ca rubla rusă să se devalorizeze în continuare și să ajungă până la 80 de ruble pentru un dolar. Recomandare pentru compatrioții noștri ca să nu își păstreze economiile în această valută și să se debaraseze de ea. Un dolar valorează astăzi puțin peste 62 de ruble rusești, iar deprecierea mare de aproximativ 4% este provocată de un nou val de sancțiuni impuse Rusiei de către Statele Unite. Sancțiunile îi vizează pe unii magnați din anturajul președintelui Vladimir Putin și sunt motivate, între altele, de presupusa intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. În timp ce premierul Dmitri Medvedev condamna luni aceste măsuri punitive, ministrul rus al dezvoltării economice asigură că economia Rusiei va face față efectelor sancțiunilor. Макроэкономика и финансовые рынки, они, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться.
profit de 28 de milioane de lei din jocurile de noroc online. Atât ar fi câștigat administratorul unei societăți comerciale cercetat de oamenii legii. Dosarul acestuia a ajuns deja în judecată. El mai este suspectat de spălare de bani și evaziune fiscală. Procurorii susțin că ilegalitatea a început în 2014. Individul organiza pariuri sportive și ar fi încasat ilegal milioane prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, activități ce constituie monopol de stat. Banii erau convertiți în euro și dolari și depozitați în bănci din Germania și Liechtenstein. Procurorii au pus sechestru pe 8 milioane de lei, inclusiv pe 4 autoturisme de lux și cote părți în apartamentele și terenurile deținute de învinuit. În plus, acesta riscă până la 10 ani de închisoare și o amendă până la 800 de mii de lei. Misiune neobișnuită pentru salvatorii din Căușeni. Aceștia au salvat o lebădă care a rămas prinsă în stufărișul unui lac dintre localitățile Cârnățeni și Plopștiubei. I-a rupt osul. Pasărea a fost scoasă cu grijă din apă de un echipaj de salvatori. Aceasta avea o aripă frântă. Salvatorii au transportat-o la grădina zoologică din capitală. De la începutul acestui an, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 39 de cazuri pentru salvarea animalelor. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iulia Budici. Dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tvo.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!